Gata? Da? Nu pot scrie! Și am pierdut? Ai ghicit, dar cum? Hei, eu sunt Laura și astăzi o să fac un quest challenge, dar nu un quest challenge obișnuit, pentru că astăzi o să cer lucruri și ingrediente pentru slime. Nu am mai făcut așa ceva și mi se pare ceva extrem de interesant și sunt foarte curioasă care o să fie rezultatul. În acest quest challenge o să mă ajute surioara mea Betty de pe canalul Betty and Club și ea va trebui să-și dea seama ce am desenat eu pe niște foițe și să-mi cumpere ce crede ea că de fapt mi-am dorit eu. Cred că o să se primească extrem de nice și sunt foarte, foarte curioasă cum o să decurgă tot acest challenge. Totuși, înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube dacă încă nu ai făcut asta până acum. Însă, dacă deja ai făcut-o, eu îți mulțumesc foarte, foarte mult! Apreciază de asemenea acest videoclip cu un like dacă tu o să-ți dai seama ce o să desenez eu. Luând în considerare că eu desenez nu prea frumos, trebuie să fii o persoană foarte inteligentă ca să-ți dai seama ce am desenat. Deci apreciază cu un like dacă tu ți-ai dat seama ce am desenat. Rezultatele o să le puteți afla în final, când Betty o să arate ce cumpărături a făcut. Deci haideți să începem! O să încep cu primul desen și, în primul rând, mi-aș dori... Primul desen arată cam așa. Asta e ceea ce îmi doresc eu în primul rând. Sper Betty să-și dea seama. Sunt foarte curioasă dacă voi deja v-ați dat seama despre ce-i vorba. Și următorul desen... Cam așa arată desenul numărul 2. În al treilea rând, mi-aș dori... Și ăsta este al treilea desen, care mi se pare că este super, super cute. Chiar sunt curioasă dacă Betty o să-și dea seama despre ce-i vorba. Aș mai vrea... Desenul numărul 4. Și de data asta îmi doresc... Desenul numărul 5. Aș mai vrea... Desenul numărul 6. Următorul lucru pe care îl vreau... Este acesta. Și ultimul lucru pe care mi-l doresc este acesta. Eu am terminat cu desenele mele, acum tot ce-mi rămâne să fac este să-i dau desenele lui Betty și după să aștept să se întoarcă de la cumpărături. Revin într-o secundă. Surioara mea Betty s-a întors de la cumpărături. Salut! Și după cameră o avem și pe mama. Salut! Care a ajutat-o pe Betty să facă aceste cumpărături. Adică a plătit banii la casă. Mama nu a avut dreptul să îi dea indicii lui Betty. Betty singura a trebuit să-și dea seama ce am desenat eu. Sper că mama nu te-a ajutat, nu? Nu. Bine. Eu sunt foarte curioasă ce a cumpărat Betty și adică nu că curioasă, sunt foarte, foarte, da, foarte curioasă. Pentru că de data asta mi se pare că am desenat mai ok. Nu ți se pare că am desenat mai ok? Mult mai ok. Da, mult mai ok. Bine, hai să vedem totuși cât ai ghicit. Poate am desenat eu mai ok, dar poate nimic n-ai ghicit. Vedem? Chiar și așa nu cred eu. Vedem, vedem. Și primul desen la noi este acesta. Eu o să închid ochii. Da. Pot să-i deschid? Da. Ok. Wow! Cât de frumoase sunt! De ce ai cumpărat așa multe? Uitați-vă cât de frumoase sunt! Ce sunt astea? Paiete, nu? Da. Eu așa și-am vrut multe, multe paiete, dar nu mă plângeam că o să-i așa multe. Câte seturi ai cumpărat? 4.
Adică dacă să trebuiască multe. Vai, dai, mă, păi mie se par multe și într-un singur set, dar tu mi-ai luat acum 4 seturi, mulțumesc, Betty. Bravo, dar măcar ai acumulat un punctișor, bravo. Foarte drăguț, nu mă așteptam să ghicești așa bine și încă așa de mult să-mi iei. Pe astea care noi le punem aici, desenele. Ok, bine. Și acesta este următorul desen. Eu acum o să închid ochii, Betty, și aștept să mă surprinzi. Imediat, stai. Gata. Gata? Da. Nu pot să cred, Betty, dar de ce mi-ai cumpărat așa multe, iar? Uitați-vă, Betty a ghicit. Eu chiar am vrut glitter, dar tu mi-ai luat și multe și încă și așa mari. Cum? De ce mi-ai luat așa multe, Betty? Când am văzut să-ți trebuiască multe? Da, într-adevăr, la slime îți trebuie foarte multe, dar mă gândeam că să mi-ai și tu unul din ăsta mare și gata, dar tu mi-ai luat două mari, unul auriu, unul argintiu și ce asta. Atât de puțin, unul ăsta? Da, se gânduiește foarte rapid. Da, nu, glitterul se duce foarte greu. Și uitați-vă, două seturi din astea cu multe glittere colorate. Eu le-aș folosi foarte repede. Da? Deci inițial le-am găsit pe astea mari. Da? A luat două culori și apoi când le-a văzut și pe astea mici, a decis să-ți mai iei și mai colorate. Că nu mă puteam decide pe care să le iau. Astea sunt așa de colorate și astea la fel așa de colorate și așa de multe. Da, foarte drăguț, nu mă așteptam, îți mulțumesc foarte mult. Deci încă un desen pe care l-ai ghicit. Wow, șocată. Hai că pe ăsta nu știu dacă l-ai ghicit, pentru că mie mi se pare că arată ca o sticluță de ketchup. Cam da. Nu m-am gândit asta. O să închid ochii. Eu deodată m-am gândit după ce l-am desenat. Gata? Da. Wow, iată eu din ăsta, voiam, nu știu de ce mi-ai luat și din ăsta, dar eu, de fapt, asta e alb, da? Da. Bine, nu conta, eu voiam transparent, dar tot se pune ca punct. Da, este lipici lichid, nu? Da. Lipici lichid mare, imens, mulțumesc, Betty, neapărat o să-l folosesc. Și mi-ai luat și unul mic verde? Da. Wow, știi ce se face de făcut cu ăsta? Cred că will it slime. Da? Will eat slime. Se va face slime? Se va face slime. Eu tot la asta m-am gândit. Da, da chiar! Că... Betty pur și simplu l-a luat, dar nu m-am gândit că poți face așa ceva. Tu cred că știi că mie îmi place culoarea verde. Da? Da, și eu îi place. E preferata mea și culoare. Serios, și mea e preferata. Și alu Cipica, cred că. Da, și alu Cipica este papagalul nostru verde. Adică Cipi, eu așa îi spun. Da. Încă un desen pe care l-ai ghicit, dar n-ai pierdut deloc. Vreau să pierd o leacă, că parcă prea mult ai ghicit. Adică nu, eu sper că tu ai ghicit, că eu am nevoie de toate lucrurile. Dar... Deci vrei să pierd, da? Nu. Și ăsta este următorul desen. Ăsta seamănă ca o carte. Am dat un cotișor. Seamănă ca o carte. O carte? Păi uite-te cum arată! Eu doar la carte nu m-am gândit. Pentru ce nu e o carte la slide? Nu știu, să o decupez? Hai! Cărțile într-decupate. Gata? Da. N-ai ghicit. Vezi ce dreptate am avut. Bine, eu mă bucur că tu și așa ai ghicit cât ai ghicit. Trei lucruri. Și deocamdată unul nu l-ai ghicit. Știi ce am vrut eu de fapt? Imediat spun ce e asta. Eu am vrut, știi, pungulițe din alea așa micuțe, transparente? Zip care face slime with bags. Adică slime cu pungulițe. Care se prind așa. Micuțe, Betty nici măcar nu știa cum arată, deci... Dar foarte greu, eu tot m-am uitat, dar... Dar sincer nici nu mă supăr, pentru că văd că ați luat zăpadă decorativă albă. Și știam că îți place și poate ai desenat asta, că... Da, seamănă, uitați-vă, chiar seamănă foarte mult. Albă, o pungă mare. Da. Albă. Seamănă, dar totuși n-ai ghicit. Dar cu siguranță o să-l folosesc și oricum îți mulțumesc. Deci deocamdată ai ghicit 3, unul n-ai ghicit. Mai departe, uite, aici sunt foarte curioasă. Cred că aici a fost foarte evident și foarte ușor. Să închid ochișoarii și aștept surpriza. Gata? Da. Asta-i ușa? Nu,
Oh, Luda, ce tare se mândau cu oja! Aia e oja prima oară fost să deseneze așa de bine. Da, eu am vrut că tare oja. Eu am crezut că este lipici cu sclipici, cu inimioare. Eu sincer nici nu știam că există lipici cu sclipici inimioare. Oje am văzut foarte multe cu sclipici, inimioare, steluțe. Am vrut una cu inimioare și una cu steluțe am vrut eu. N-am găsit. Dar văd că aici, dar sincer, am găsit, adică, dar nu știam. E atât de frumos. Foarte, a, deci îți tare place? Place? Foarte tare. Cu siguranță tot o să fac Willet Slime. Din păcate, oje nu mi-ai luat, dar lasă că mă descurc. Mi-au eu altă dată. Eu vreau oje cu decorațiuni, știi? Da, de asta mai vreau. Dar oricum sunt surprinsă, n-am mai văzut încă așa ceva și cu siguranță o să le folosesc, da? Mulțumesc foarte mult! Deci, al doilea desen pe care nu l-ai ghicit, Betty, aproape o să fie egalitate. Chiar n-ai mai ghicit, oare? Vai, dacă n-ai ghicit astea, o să rămân foarte tristă. O să închid ochii. Asta seamănă ca o felie de pepere mare. Poate, poate. Doar că nu mare trebuie să fie. Gata? Da. Nu pot să cred! Cum ai are și panda! Are și panda și toate animaluțele. Și fructe și că... pepene de care ai desenat? Da, păi am desenat un fruct pentru că nu puteam să le desenez pe toate, dar într-adevăr trebuie să arăt și la prietenii noștri. Sper că acum se văd, sunt foarte multe fructe aici. Și micuțe și de drăguțe. Și aici avem foarte multe animaluțe este mici. Și panda! Hai să le explic și prietenilor noștri ce sunt astea. Astea sunt niște chestii pe care le tai și ți le pui pe unghii. Însă eu vreau să le folosesc drept decorațiuni pentru slime, da? Mm-hmm. Foarte drăguțe, cu siguranță o să fie foarte, foarte, foarte și drăguțe. Și kiwi. Și kiwi și de toate, abia aștept și să... Și strugure. Exact, abia aștept să le folosesc. Deci, încă un desen, Betty, a ghicit! Vai de mine! Vai de deșteaptă ești! Dacă și voi v-ați dat seama, like, să vedem cât și-au dat seama. Ce-mi place ursulețul ăsta. Foarte drăguț. Totuși, să trecem la următor. Orul desen. Uite, la asta sunt sigură că nu ți-ai dat seama. Sunt aproape 99% sigură că nu ți-ai dat seama. Așa, da. Se auzi sunete ciudate. Da, gata, da? Nu pot scrie. Și am pierdut? Ai ghicit, dar cum? Tu ai ajutat-o, mama, da? Nu am ajutat-o. Tu ai ajutat-o. Eu înțeleg, credea că sunt mănuși și apoi ai înțeles ceva pe ce se pun mâinile, da? Mâinile și... Dar cum vieți singură? Mi se pare că totuși ceva voi ați lucrat în echipă. Nu? Nu? Tu singură? Da. Nu știam că am măsură. Vai, uitați-vă cu ce... Cu ce tactici mă convinge Betty să mă uit în ochii ei. Astea sunt niște planșe pe care le pot să le folosesc ca să nu murdăresc masa când fac slime. Da? Unica la ce am ajutat-o eu pe Betty este faptul, după ce mi-a zis ea că probabil astea sunt niște planșe, i-am ales pe versul să fie albe. Da, wow, deci nu mi-a dat seama. Super. Versul să fie albe și... Super. Se putem filma soare. Și una mi-a dat mie, pentru că mi-a dat extraordinar. Iarăși culoarea, una, aici predomină iarăși una dintre culori, adică cea mai preferată culoarea mea, verde, da? Da. Wow. Și mi-am luat și mie una pentru că îmi place foarte mult. Poate că sunt două. Bine, eu credeam că tot mie două mi-ai luat. Deci una e a ta, da? Da. Bine. Deci încă un desen pe care l-ai ghicit. Da. Și am ajuns, în final, la ultimul desen. Atât de rapid! Da, dar sincer nu știu dacă ai ghicit la asta, că e cam complicat. Eu o să închid ochii. Da. Gata? Da. Astea sunt decorații, nu? Da. Vai, sincer, în capul meu era un pic altfel de decorații de Crăciun. Dar astea mi se par foarte drăguțe și cred că ai ghicit totuși. Sunt și reni aici și niște omuleți de zăpadă. Și pe lângă asta sunt și fulgușori. Eu aveam în cap un pic alte decorațiuni, dar astea oricum ai ghicit. Păi tu ai desenat de Crăciun. Exact, am desenat reni și om de zăpadă. Și special am desenat mai mulți ca tu să dai seama că nu-i unul, știi? Da, că poate să-ți iau unul, gata, am cumpărat. Da, oricum mulțumesc și cu siguranță o să le folosesc. Deci o să consider că ai... câștigat și de data asta.
În final, mi-am dat seama că Betty nu a ghicit doar două lucruri dintre cele pe care mi le-am dorit eu de fapt. Dar câte ai ghicit, Betty? Asta e întrebarea. 6. 6 lucruri din 8. Cam deșteaptă. Tu cred că te-au ajutat lecușile alea. Da? De pisicuță. De pisicuță. Ca să miros totul. Da, șmecheruță tu așa. Deci, ăsta a fost videoclipul de astăzi. Mie mi-a plăcut super mult. Nu mă așteptam la un rezultat atât de pozitiv. Și sincer, chiar nu mă așteptam, pentru că n-am mai făcut așa ceva. Și mă așteptam că o să fie așa, poate două ghicite și 6 așa o leacă pe lângă. Dar Betty a fost foarte deșteaptă. Nu, a fost invers. Invers, fix invers, exact. Dar voi, prieteni, dacă tot v-ați dat seama ce am desenat eu, like, să vedem câți dintre voi sunt foarte, foarte inteligenți. Eu am fost Laura, asta a fost surioara mea, Betty, și ne revedem în videoclipul următor. Pa! Pa!